Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune în revista Presei, aici la Capital TV. Adrian Simon este numele meu, răsfoim împreună ceea ce mai scrie presa online. Și deschidem un articol care ne spune că 10 localități sunt aproape de carantină, cazuri grave și nu mai sunt locuri la ATI. Asta cu ATI-ul nu știam că e aici la noi în curte, dar știu că este alertă în județul Hunedoara, unde 10 localități se află la un pas de a fi băgate în carantină. Un număr de 51 de persoane au fost infectate cu coronavirus. Cele mai multe cazuri active de coronavirus sunt în Hunedoara, Orăștie, Deva, Hațec și Călan. Potrivit datelor centralizate la nivelul județului, se consideră o creștere a cazurilor și în ultimele 14 zile, iar potrivit specialiștilor, răspândirea este comunitară. Ia să vedem dacă asta este. Nu, asta este un articol mai vechi. Hai să vedem ce zice. Ce zice presa locală din Hunedoara de chestia asta. Amenzi, 9 candidați pentru postul de primar, nu știu nimic. Pe Hunedoara Liberă nu găsesc. Să vedem dacă aici avem. Era la un moment dat o știre în care ne dădea și numele localităților. Uite, am găsit pe Servus. Servus Press spune așa că cele mai multe cazuri active sunt în Hunedoara, Orăștie, Deva, Hațec și Călan, dar erau și celelalte localități, gen Bretea și cine mai era? Da, în fine, articolul întreg îl găsiți pe Servus Hunedoara. Deci 9 localități din județ sunt în pericol de carantinare. Dacă tot am ajuns la Servus, hai să vedem ce zice în articolul ăsta. Zice că celebrul critic de film Irina Margareta Anistor a fost primită cu brațele deschise la Hunedoara, unde a vizitat castelul corvinilor din municipiu. Ea a fost la Hunedoara fiind invitată de o hunedoreancă bună prietenă a sa. Irina Margareta Nistor este cunoscută și drept vocea care dubla filmele înainte de 89 pe casete, atunci când ne uitam cu toții, mă rog, cei care ne-am uitat la filme la video, cum spuneam noi. Mergem la știri pe surse. De unde aflăm că o situație absolut halucinantă s-a petrecut la Spitalul Județean Brașov. Angajații DSP au încurcat testele pentru doi medici și le-au trimis pe cele vechi, care ieșiseră negative. Unul dintre medici care lucrează pe ambulanță a mers în continuare la serviciu, în timp ce al doilea medic se afla în concediu. Da. Acum aș spune că numai cine nu muncește nu greșește, dar greșeala asta mi se pare un pic cam deplasată. În fiecare dimineață și seară, mai scriu cei de la știri pe surse, locuitorii Timișoarei sunt efectiv sufocați cu miros de cauciuc de la compania de anvelope Continental. Problema nu e una nouă, însă nimeni nu poate face nimic în acest sens. Problema, repet, nu este una nouă. Mai scriu cei de la știri pe surse că nimeni nu face nimic în acest sens sau nu vrea. Compania respectivă a fost adusă în oraș pe vremea administrației Ciuhandu, însă în ciuda faptului că în orașul exista numeroase proteste, unele chiar cu măști de gaze făcute de oamenii revoltați de miros, absolut nimic nu s-a schimbat nici acum în 2020. Avem și o avertizare de cod galben de furtuni, valabile în zone din 19 județe pe tot parcursul acestei zile. Codul galben va afecta total sau parțial zone din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea. Mergem mai departe. Prețurile și inflația aflăm că au săltat în luna iunie. Ia fii atent. Asta chiar e interesant. Tot de la știri pe surse că suntem la ei aici.
Cercetătorii spun că au găsit dovezi care sugerează că există apă pe planeta pitică Ceres, situată în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Dacă Ceres are un ocean vast sub crusta sa glaciară, există șansa ca acesta să găzduiască viață într-o anumită formă. Când vine vorba de apă în sistemul solar, este cunoscut faptul că doar Terra are apă din abundență pe suprafața sa. De asemenea, oamenii de știință au descoperit că lunile Enceladus și Europa au amândouă oceane masive subterane care pot avea ingredientele necesare pentru a susține viața. Dar o echipă de cercetători a publicat un studiu din care rezultă că au descoperit existența unui ocean subteran și pe planeta pitică Ceres. Vezi? Mic, mic. Cum e? Mică, mică? Ridică? Așa. La știri pe surse, o știre pe surse. Ci că parlamentarii ALDE vor vota moțiunea de cenzură dacă PSD o mai depune. Au declarat surse din conducerea partidului pentru știri pe surse.ro. Nici nu se pune problema să nu votăm moțiunea, au declarat sursele citate. La câte prostii fac liberarii, ar merita zilnic o moțiune. Sufocă economia, calcă în picioare drepturile omului, tratează parlamentul ca o anexă. Au precizat sursele din ALDE. Bun, hai să vedem ce mai avem. Ce mai avem? Un articol de la ziare.ro. Senatul a respins marți ordonanța de urgență prin care alocațiile copiilor urmau să fie majorate cu 20% de la 1 septembrie. În acest caz, dacă și votul din Camera Deputaților va fi similar, legea care obligă guvernul să dubleze alocațiile va rămâne în vigoare. Ordonanța de urgență a guvernului prin care dublarea alocațiilor ar urma să se facă etapizat va fi adoptată prin legea de către Parlament, însă în sensul revenirii la prevederile referitoare la punerea de îndată în aplicare a majorării acestor indemnizații. Iar Senatul, care este prima cameră sesizată cu adoptarea unei legi de aprobare a OUG-ului prin care cuantumul majorării alocațiilor pentru anul în curs ar urma să fie de doar 20%, a înaintat proiectul Comisiei pentru Muncă, a anunțat Jurnalul Național. Socialdemocrații împreună cu parlamentarii PP-USL, ai ALDE și ai Pro-România, au eliminat exact această prevedere, mai exact dublarea alocațiilor să fie făcută începând cu anul 2020, nu eșalonat până în anul 2020. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere juridic și constituțional, nu există nicio diferență între obligația guvernului de a dubla alocațiile chiar de anul acesta și de a majora pensiile cu 40% începând cu septembrie. Sunt tare curios ce se va întâmpla. Și pe lângă faptul că sunt tare curios ce se va întâmpla, sunt extrem de curios și de unde vor lua bani pentru chestia asta. Ia uite, un articol care se anunță interesant. Hai să vedem și ce scrie în el, să nu fie doar clickbait. Articol de pe Digi24. Școala începe fără triaj epidemiologic. Ministerul Sănătății a decis să renunțe la procedura prin care copiilor li s-ar lua temperatura și ar fi întrebați cum se simt înainte de începerea orelor. Durează și provoacă înghesuială la ușa școlii, a explicat secretarul de stat Dragoș Garofiu. Serios? Abia acum v-ați dat seama de chestia asta? Uite, a căzut și operatorul. Ce operator? A căzut regizorul de emisie de pe scaun când a auzit asta. Aceasta a spus în Comisia de Învățământ din Senat că te-ai lovit? Aceasta a spus în Comisia de Învățământ din Senat că părinții vor fi aceia care trebuie să verifice în fiecare dimineață starea de sănătate a copiilor. Așa. Dragoș Garofil, secretar de stat, a mai zis așa, un triaj zilnic va trebui să fie făcut acasă. Părinții să evalueze starea de sănătate, dar ce vă, părinții sunt doctori? Să termometrizeze copilul. Când are febră, copilul nu trebuie adus la școală, e o măsură obligatorie. Să știi că o să-l ia Garofița, Mercedesa, zi un nume din ăsta, că nu mai îmi vine, Mercedesa, nu mai știu cum, care își trimite puradelul la școală, o să ia temperatura de dimineață. Bă, mă lași, domnul Garofil, Garofița, vă gândiți puțin înainte de a spune chestia asta.
Păi sunt din ăștia, daules, baules, care habar n-au cum să țină în termometru în mântă, dar minte să mai ia temperatura copiilor. Nu spre ce vorbim aici. Dar mă rog, voi știți foarte multe lucruri acolo în minister, faceți lucrurile din pix, vă pricepeți la toate de minune. Cel puțin l-a făcut cafele, cum e prin ministere? O domnișoară face cafeaua, una îi pune zahărul, alta amestecă cu lingurița și a patra o duce, nu? Așa se poartă la noi. Halal. Județele care au cheltuit cei mai mulți bani pentru carantinare, București, Brașov, Giurgiu și Timiș, sunt județele unde și serviciile astea au fost cele mai scumpe. Capitala a cheltuit 5.462 de lei pentru carantinarea unei persoane suspecte de infectare cu coronavirus. Brașovul 5.389 de lei, Giurgiu 4.491 de lei, iar Timișu 4.297 de lei. Cealaltă județe au cheltuit sub 4.000 de lei pentru o persoană carantinată. Cred că astea sunt cheltuielile pe zi, nu? Că nu cred că sper total. Cine e asta? Cine ce vrea? Nu, asta nu-l citim, că nu este extrem de interesant. Hai să vedem dacă mai a apărut ceva nou aici. În ce zice presa? Un breaking news. Institutul Național de Statistică arată că prețurile de pe consum în luna iulie 2020, comparativ cu iulie 2019, au crescut cu 2,8%. Față de iulie 2019, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 5,57%, mărfurile nealimentare cu 0,88%, iar prețul serviciilor cu 3%. În același timp, ministrul de Finanțe, Florin Câțu, susține că prețurile la bunurile alimentare au scăzut față de luna iulie, iar puterea de cumpărare a românilor a crescut. Ministrul este contrazis de către cei de la Institutul Național de Statistică, care arată că prețurile au crescut. Asta nu e o noutate, așa-i? Auzi? Tu față de luna iulie 2019, în luna iulie 2020, cum ai dus-o, mai bine sau mai rău? Păi gândește-te, ce, nu-ți face sinapsă neuronul? La fel. La fel? Băsescu a dat lovitura în capitală. A strâns semnăturile pentru candidatură într-o singură zi. Eugen Tomac arată că s-au strâns 11.480 de semnături într-o singură zi pentru candidatura lui Traian Băsescu la primăria capitalei. Ce spune legea electorală? Pentru fiecare candidat la funcția de primar și lista de candidați pentru Consiliul Local și Consiliul Județean, partidele politice trebuie să prezinte o listă de susținători care trebuie să cuprindă minim 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în registru electoral și în listele electorale complementare, numai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul 2 și 3 și de 1000 în cazul județelor, municipiul București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul 1. Cât mai avem? Așa, hai să vedem dacă mai e ceva pe aici sau nu. Nu prea stăm bine cu știrile astăzi, cel puțin nu cu cele naționale la ora asta. Spitalul General Cefereti Simeria va deveni unitate medicală în care vor fi tratați pacienții diagnosticați cu COVID-19, scrie Servus Hunedoara. Informația a fost confirmată de Sebastian Mezei. S-a solicitat Ministerului Sănătății ca unitatea sanitară din județ să fie transformată în spital COVID. Este vorba despre Spitalul General CFR de la Simeria. Solicitarea a fost făcută în contextul creșterii numărului cazurilor de coronavirus în județul Hunedoara. În altă ordine de idei, polițiștii efectuează 45 de percheziții în București și în 6 județe la persoane bănuite care ar fi cauzat un prejudiciu
de aproximativ 2 milioane de lei unei unități bancare prin înșelăciune, fals de înscrisuri sub semnătură privată și fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. În cele două cauze sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor amintite mai sus. Din cercetări a reieșit că solicitanții creditelor ar fi făcut parte din două filiere infracționale ce ar fi furnizat documentele falsificate, coordonat și sprijinit demersurile la unitatea bancară și și-ar fi însușit mare parte din sumele de bani obținute. Ei bine, prieteni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aceasta a fost revista Presei de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine! We'll be right back.